and your girl gave me just a little bit of la cha. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta jucăm Peace Dead. Așa o să, cred că o să postez la două zile Peace Dead. Deci, dacă mai vreți videoclipuri în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like. Ok, aici, hai să vedem, suntem la ziua a 8-a. Stai, ce? Adau la săptămână, lol. Ok, bun, acum e problema cu purgatoriul, deci avem purgatoriu, chestii trestii și asta e problema acum. Pentru că purgatoriul va fi cel mai greu. Pentru că trebuie să știi dacă se scoate sângele de la ei. De la ei, să zic așa, în fine. Dar are coarne, deci nu. Da, o să fie greu cu purgatoriul. Cred că nu se aude prea tare. Are un cap purgatoriu. Ăla acolo. Am vrut să-l trimit în iad. Ăsta oricum. E mare. Ok. Ok, dar o greșeală până acum. Deci nu e problemă de război. Nu e problemă. Nu vrea nimic. Purgatoriu. Purgatoriu. Nu prea înțeleg care e faza cu purgatoriu. Practic îl închide. Deci el a făcut ceva rău. Dar s-au șters păcatele, practic. Dar vreau să-l trimit în purgatoriu. Dar este închis, să zic așa, în fine, ucenic senior la detectiv, lol, am fost promovat. Păi și mie, preocupăritărul, sărăcie, fiecare client care, client are cu o caracteristică mai puțin. Cumpără. Dacă faci o greșeală în timpul unei catastrofe, va fi iertat. Ok, pentru că e greu la catastrofă, la catastrofă. Nu știu, e greu, 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 greu. Că vine așa mulți. Bun, și acum pot să le dau joci sângele de pe piept. Acum nu știu, deși mai verificam pe așa. Nu. Ok. Da, a, tipul ăsta, salutare Angela Armorsi, sunt șeful tău, aoleu, serios, ești inteligent și destul de antrenat ca să ajuți un începător la telefon. Este responsabilitatea ta să știi, și nu se poate negocia, ok, nu mai știu să citesc, o să înțelegi totul pe parcurs, nu mă dezamăgi, ok, ne mai vedem, ok, 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 deci apare fraierul ăsta. Bună, sunt eu stagiarul tău. Mi s-a spus că pot să te apelez la tine când am momente de îndoială și am unul chiar acum. Aici e descrierea. A spus o glumă și a arătat buletinul, transpiră rău, cred că ar trebui să îl trimit în purgatoriu. Nu! Cum? Păi dacă transpiră, cum adică? Ok, direct. Mamă, cine era ăla, bă? Păi ești prea... Ok... Nu știu ce mai verific... Purgatoriu... Oare nu putem să apăs pe lol? Ia... Am auzit... Se scobește nas... Baltă de sânge pe jos, a spus o glumă, îl trimit în ea, da. Dacă are baltă de sânge pe jos,
evident. Război și pace, zice ăla. Ok. O, am pierdut în episodul anterior la flyer, la fraierul ăla, dar nu știu cum. Ok, purgatoriu. Cred că momentan nu pot să-i dau... Au, n-am vrut! Nu pot să-i dau armele jos. Momentan. De ce? În purgatoriu. Oare, dar stai. Că în purgatoriu nu se strică niciun lift dacă stai să te gândești. Oh, interesting. Pentru că nu prea are ce să se strice, doar că se strică mie reputația. Reputation. Einstein. Ok. Conștiință curată. B, am luat cine știe ce notă, dar măcar un 9 acolo, că B înseamnă 9. Salut, boss. Da, nu prea-mi pasă. Deci, ai vrea să cumperi bilete în primul rând la acest spectacol? Contribuțiile vor fi trimise la Coronos ca să creezi o dilatare locală a timpului. Păi costă ca mult. Dar nu am. Nu pot. Nu pot. Deci nu pot, lol. Lol. Nici nu-mi pasă ce mai e. Doar cumpăr, știi? Da, acum pot să le dau armele jos. Bine, unii nu vor. Tot aici. Mamă, l-am verificat pe ăsta. Cum pot ajunge la tata? Ăla era Iisus Hristos. Dacă te uiți la videoclipul ăsta, Iisus Hristos. Ok. Hai că o dăm pe scheme dacă e. Nu știu, un like acolo. Lăl. Zi bună, zi. O zi bună ție, înger al morții. Am niște dificultăți cu un individ ciudat. Bine, zi. Bun. Se uită la mine. Mare chestie. Hainele acoperite de sânge. Vrea să se îmbrățișeze, cred că trebuie trimis în iad. Cum adică vrea să se îmbrățișeze? Nu înțeleg, adică... Da, ia. Ok, e bine. Cred că mă gândeam... Nu, mi-a ridicat tot degetul la mine. Bună, prietene, un vis așa... Și-a udat pantalonii, se ciupește singur, transpiră răul, îl trimit în rai. Da, păi, n-ai probleme. Dar bă, ăsta de ce l-am verific? Purgatoriu. Catastrofa, gata. E clar de acum. E de la catastrofă. S-a terminat șmecheria. Mamă! La timp, bă, băiat! Nici nu i-am mai verificat ăla sub pălărie, bă, băiatule! Bă, ce rapid se mișcă! Superb, mamă, cum am trecut! Bă, a fost greu acolo, că aveam 4 secunde să reacționez. Avea coarne! Nu știam că poate să-și dea alea jos. Oh, avea ceva pe cap și nu știam că poate să-și le dea jos. Lucruri gata. Ok, deci doar o greșeală cu purgatoriu. Ce ai făcut a fost bine și previzibil. Iisus Hristos. Ok,
Așa, nu știam că o să mai să... 9 plus, de la detectiv la egalizator. Mamă, clienți noi. Evident că am clienți noi, pentru că a fost catastrofa. Următorul, foamea. Înger al morții, știu că știi ce e compasiunea, ok? Am decis, să-mi dedic o zi din viață înfometării copiilor, Doamne, ferește, ce mai citesc eu. Ok? Dar mâine voi sta toată ziua la sal. Da! Ai vrea să lucrezi ziua următoare pentru mine? Nici nu-mi pasă, da. Bun, de ziua următoare acum, adică... Presupun acum. E clar că cineva s-a uitat la prea multe seriale necorespunzătoare, Andrew al morții. Lol, nu știu de ce această caracteristică demonică trebuie să fie așa interesantă, dar dacă vezi creator cu o strălucire roșie a ochilor, nu ezita să îi trimiți în iad, ok? Ia zi des. Ok. Asta direct, cum ai? A putea să aibă cornița, da. M-am uitat. De ce l-am trimis acolo? Ce-i vă ăsta? E Vareliza, bă, tu. Ok, pot să-i dau altă pas. Ok, război de independență. E clar acum? Putea să aibă cornițe, eu nu mi-am dat seama. Treci, ai mai repede! Treci! Grozav, cum așa? Știți că l-am trimis până în ultimul moment, ok? Bună din nou! Un vizitator ciudat mă scoate... Aha, si. A cerut o țigară, si joacă Pokémon Go. Nu înțelege unde se află, dar astează. Cred că trebuie trimis în ea. Nu. În fapt. Bine, era cam greu, că nu știam dacă se joacă Pokémon Go, oare trebuie... Dacă vă jucați Pokémon Go, oare trebuie să fiți trimis și în iad? Salutare, înger al morții, client nou, nu avea. Aici e descrierea. Se joacă Pokémon Go, ok, asta. Minele în buzunare, tânguie, plânge. A trebuit să-l trimit în purgatoriu? Nu, what the fuck, de ce? Nu aflu nimic. Dar bine, că eu dacă zic nu, că nu trebuie să-l trimit în purgatoriu, el practic, unde o să-l trimită? Pentru că el nu știe dacă să-l trimită în iad sau în rai. Deci nu mai înțeleg nimic. Ok. Da, nu prea pasă ce ai făcut acum 200 de ani. Dar mie-mi pasă de bani, ok. Următorul. Ziua 12. Deci o să facem câte o săptămână pe episod. Deci, la reacția raiului e pe cât de ridicol sună. Crezi că aripile sunt acum... Un semn al raiului? Cu siguranță nu. Strălucirea albă a ochilor. Carl. Bine, aripile. Chestii angelice, dar de ce nu aură? Deci, ok, bun. Deci, acum ochi. Albi, trebuie și rai. Ok, vreau să zic că
În fiecare episod facem o săptămână din joc, dar bine, mai încolo nu o să mai pot, pentru că o să fie foarte greu. O să fie foarte greu mai încolo și na, e dificil, n-ai ce face. Ei, ce procent? Tu de ce mai verific asta? Si. Cântă Kalinka, what? Baltă de sânge pe jos, sughiță rău, sughiță rău, okay, că trebuie să-mi să ne adapt. Ok, are baltă de sânge pe jos, deci... Ce ai făcut voi, Einstein? Aole. Aici descrierea. Nu renunță la armă. Tânguie, face cu mâna. Îl trimit în rai? Nu, că nu renunță la armă. Zibos. A, era să apăs pe ăla. Aici descrierea. Pantofii pătați cu sânge, nu înțelege unde se află, cere învierea, cred că trebuie trimis în rai, nu care are sânge pe pantofi. Ok. Coară de mamă, ce coarne avea ăla. Asta direct. Einstein, ce ai făcut, mă? Cine este, mă? Donald Trump? Al? Aici descrierea, nu? Înțelege unde se află, face cu mâna coarne mici, cred că trebuie trimis în iad, da, are coarne. Lucru gata. Da, hai și aici am greșit. Și uitați cât mă taxează acum dacă am greșit. Foarte, foarte mult, odată am greșit și mi-a foarte mult, nu uite. Ziua 13. Măi, 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 înger al morții, vești minunat. Astăzi oamenii au inventat scrisul, iar primul lucru pe care l-au printat este Biblia. E o carte sfântă, știi. În general, noua regulă, toți care vin la noi cu aceasta, conform tradiției, carte sfântă, va merge în rai. Ziua ta de lucru începe. Ok, bun. Deci direct, dacă are cartea, îl trimit în rai. Ok, asta. Mamă, și ochi aurici și cartea. Dar mai sus. Se scarpină, tânguie, supără sfârcul. Ok, cred că trebuie să iați. Nu, că nu face nimic. Rău. Zic. Ok. Tânguie. Baltă de sânge pe jos, deja cu baltă de sânge pe jos, nu mai. Aoleu, anilistul. Avea coarne. M-am uitat. Ce am primit în purgatoriu? Gata, deja poptă-mi iau. Bă, ce praf. Ce praf am jucat-o.
Asta e penultimul. Plânge coarne umăr, ok, deci nu. Ok? Ultimul. Foarte entuziasmat, a spus bună, vreau o ceașcă de cafea, cred că trebuie trimis în rai, da. What? Ține și sunt mai bun ca pantalon. Wow. Excelent, conștiință curată. Deci, ăla la telefon nu se pune ca puncte, în fine, egalizator. De la judecător, de la egalizator la judecător. Ok. Hai să vedem câte zile mai avem, chiar dacă fac un episod mai lung, e bine. Ultima zi. Ok. O, dasa medievală, bun. Acum începe cu... Shrek, lol. Mașina. Ioi, ce față are asta. Bune, bune. Ce e asta? Da, presupun că era bine, deci... Nu, de ce l-ai trimis în iată? Își scarpină capul, a spus bună, lumina divină în ochi. Nu, în rai, dacă are lumina aia. Lol. Crack, chica. Se scopește nas, plânge, a cerut o țigară, îl trimit în iad, nu. Își scarpină capul, tânguie și-au gădat pantalonii, îl trimit în rai, da. Sunt în al doilea loc, dar sunt primul, lol. Ești primul în iad. Ok, rai. Asta, iad. Purgatoriu. Iad. Are. Așa. Iad. Iad. Așa. Iad. Purgatoriu. Rai. Rai. Iad. Rai, iad, pardon, eu l-am trimis, dar am zis altceva. Iad, rai, purgatoriu și ultimul, dat. Ok, cam atât ca acest episod. Că, client noi, sper că nu se aude ușa aia, că nu nebunesc cu ușa aia. Ok, client noi, nu știu ce. Da. Săptămâna asta a fost mult mai grea. E super grea săptămâna asta din joc. Mamă. Următorul, ok. Păi cam atât cu acest episod. Noi ne vom revedea. Stai că ăsta vorbește aici. Da, bine. Înțeles. Ok, bine. Ok, stai. Da, m-a consumat de bani aici. Dar noi ne vom revedea data viitoare. Like, subscribe și pa, pa.